Bună dimineața, am ajuns la Piatra Verde, o rezervație din județul Prahova, alcătuită din tuf vulcanic. Iată și cătină, avem și cătină aici. Bună dimineața de la rezervația Piatra Verde, 5 ianuarie 2024, județul Prahova. Culoarea este verde, dar nu se vede bine pe cameră. Este datorată tufului vulcanic. Și aceasta e rezervația, cea de aici. Nu știu dacă pot urca spre crestele alea. Ah, o vulpe. Aha! Salutări de la rezervația Piatra Verde. Este foarte friabil pe aici. Toată stânca asta pe care o vedeți are culoarea ocru și maron și este foarte friabilă. Când pui mâna pe stâncă, imediat se rupe. Iată și mica depresiune a Slănicului de Prahova cu acest memorabil Te iubesc Anco 2015. Acolo în vale, în depresiune, este Slănic Prahova, stațiune, cu mina, cu salina, Baia Verde. Am găsit o altă rută de urcat până la vârful muntelui Piatra Verde. O crăstuliță mai pământoasă, flancată de minusculi de arbuști foarte țepoși, care sunt de fapt care alcătuiesc de fapt cătina. Acest fruct miraculos, cătina, bogat în vitamine. Am poposit pe vârful muntelui Piatra Verde, acestei mini rezervații de tuf vulcanic.
ar fi o continuare pe aici prin Boschetăreală, dar ne vom continua călătoria noastră spre Munții Grohotiș. Aici destul de abruptă creasta asta, iar noi am urcat pe creasta aceasta ocru verde. În imagine nu se vede așa, pare că e albă, dar nu e albă, e foarte sfărâmicioasă. Acum coborâm pe unde am urcat.